investiție în învățământ. Primarul comunei Scoarța, Ion Stamatoiu, a dat startul unuia dintre cele mai importante proiecte pentru satul Bobu, reabilitarea școlii generale. Într-un spațiu provizoriu și neadecvat, fostul sediu al primăriei, elevii claselor 1-4 învață în condiții dificile, a declarat edilul pentru 1+ TV. În școala de la Bobu, acolo avem copii mutați în fostul sediu al primăriei, care a fost transformat în școală generală. Școala intră în această reabilitare fiindcă este necesar să mutăm copii într-o școală modernă. Spațiul este mic, unde funcționează la momentul în care vorbim. Ion Stamatoiu a semnat contractul cu firma care a câștigat licitația și în 10 zile vor începe lucrările cu intervenții urgente la acoperiș. Primarul a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitate, menționând că transformarea fostului sediu al primăriei, în prezent folosit ca școală, într-un dispensar medical, este următorul pas. După ani de eforturi pentru atragerea de fonduri europene și guvernamentale, Stamatoiu consideră că acest proiect este o victorie majoră pentru comună. În perspectivă, dorim ca în acest loc unde sunt elevii acum să facem un dispensar uman, fiindcă nu avem în zona Bobu. Consider că reabilitarea școlii era strict necesară. Ne-am luptat de ceva timp, am făcut tot ce înseamnă documentație și avea, așa cum vă spuneam, astăzi vom semna contractul cu cel care a câștigat licitația. În 10 zile am și discutat cu cel care a câștigat licitația, se va apuca de lucru. Deci în această toamnă va fi șantier în primul rând acoperișul ca să se poată lucra pe timpul rece la interioare. Modernizarea școlii din Bobu vine ca o soluție urgentă pentru rezolvarea problemelor de spațiu și pentru creșterea calității actului educațional.